Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj, împreună cu procurorii DICOT, Biroul Teritorial Sălaj, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 19 ani din județul Sălaj bănuit de pornografie infantilă. Acesta a fost arestat preventiv. Din cercetări a reieșit că în perioada noiembrie 2021-martie 2022, la solicitarea tânărului, victima minoră i-ar fi trimis mai multe imagini și filmări. Cu caracter pornografic, pe care acesta l-ar fi stocat și ulterior distribuit altor persoane. În urma două percheziții efectuate de polițiști în județul sălaj, au fost ridicate două telefoane mobile și două cartele telefonice. Astfel, la data de 28 martie, față de persoana bănuită, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, iar marți, 29 martie, în urma propunerii formulate de către procurorii DICOT, Biroul Teritorial Sălaj. Judecătorul de Drepturi și Libertăți a dispus măsura arestării preventive a tânărului pentru 30 de zile. În cadrul audierilor, persoana vătămată a beneficiat de consiliere psihologică, precum și de toate drepturile și măsurile de protecție prevăzute de codul de procedură penală. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.